Bună ziua, dragii mei! Vă propun să rezolvăm două probleme date la simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a 8-a. Problema a fost dată în anul 2022. Cele două probleme se pot rezolva cu ajutorul cunoștințelor de la clasa a 6-a. Să facem cunoștință cu Andrei și cu colega lui Sara, copiii ne vor însoți pe parcursul acestui material. Să vedem și enunțul problemei. În figura alăturată, unghiurile AOB și BOC sunt adiacente complementare. Semidreapta OD este bisectoarea unghiului BOC, iar unghiul AOD este egal cu 55 de grade, măsura lui. Să se calculeze măsura unghiului AOB. Să vedem și soluția acestei probleme. Știind că unghiurile AOB și BOC sunt adiacente complementare, pe dacă sunt adiacente, înseamnă că tot unghiul AOC, măsura lui va fi egală de fapt cu măsura unghiului AOB plus măsura unghiului BOC. Și suma acestor două unghiuri, pentru că sunt complementare, este de 90 de grade. Cum OD este bisectoarea unghiului BOC din ipoteză, înseamnă că semidreapta OD este interioară unghiului BOC. În acest caz, înseamnă că unghiul AOC mai poate fi scris și altfel, ca suma unghiurilor AOD și DOC. Dar AOD am văzut că este de 55 de grade plus măsura unghiului DOC. Dar ce știm? Că unghiul AOC este de 90 de grade. Atunci înseamnă că 55 de grade plus măsura unghiului DOC este egal cu 90 de grade. De unde măsura unghiului DOC va fi egală cu 90 de grade minus 55 de grade, adică egal cu 35 de grade. Dar știm că semidreapta OD este bisectoarea unghiului BOC din ipoteză. Asta înseamnă că această semidreaptă împarte unghiul BOC în două unghiuri congruente, adică unghiul BOD, măsura lui va fi egală cu măsura unghiului DOC. Deci aceste două unghiuri vor fi unghiuri congruente. Dar am văzut că măsura unghiului DOC este egală cu 35 de grade. Atunci înseamnă că și măsura unghiului BOD este tot de 35 de grade. Iar acum, unghiul AOB, măsura lui, o putem calcula ca fiind măsura unghiului AOD minus măsura unghiului BOD. AOD știm că este de 55 de grade minus 35 de grade egal cu 20 de grade. Deci măsura unghiului AOB este egală cu 20 de grade. Să vedem și enunțul următoarei probleme. În triunghiul ABC, măsura unghiului A este de 90 de grade, deci este dreptunghic în A, iar lungimea segmentului AB este de 4 cm. Semidreapta BM este bisectoarea unghiului ABC, iar segmentele BM și MC au lungimile egale. Să se calculeze lungimea segmentului BC. Să vedem cum rezolvăm această problemă. Deci știm că BM și MC sunt segmente de lungime egale din ipoteză, atunci înseamnă că triunghiul BMC este un triunghi isoscel de bază BC. Dar într-un triunghi isoscel,
Unghiurile alăturate bazei sunt congruente. Asta înseamnă că măsura unghiului MBC este egală cu măsura unghiului MCB și să notăm egal cu X grade ca să ne fie mai ușor. Să fie aceasta relația 1. Știm de asemenea că BM este bisectoarea unghiului ABC. Bisectoarea este semidreapta care împarte unghiul în două unghiuri congruente. Asta înseamnă că măsura unghiului ABM este egală cu măsura unghiului MBC și va fi egal cu măsura întregului unghi ABC supra 2. Am văzut că aici am X grade, aici am tot X grade și am văzut că unghiul ABM este congruent cu MBC. Știm din relația întâi că unghiul MBC l-am notat cu X grade, deci atunci rezultă faptul că unghiul ABC supra 2 este egal cu X grade. Cu alte cuvinte, măsura unghiului ABC va fi egal cu 2X grade. Să ne încadrăm în triunghiul ABC. Știm că într-un triunghi suma măsurilor unghiurilor este de 180 de grade. Deci măsura lui A plus B plus C egal cu 180 de grade. Unghiul A știm din ipoteză că are 90 de grade. Unghiul B am văzut adineaur care măsura de 2X grade. Plus unghiul C îl notasem tot cu X grade egal 180 de grade. 2x plus x ne dă 3x, plus 90 de grade egal 180 de grade, de unde 3x este egal 180 minus 90, deci îl trecem pe 90 în partea cealaltă cu semn schimbat, ne va da 90 de grade. Și dacă această relație o împărțim la 3, x va fi egal cu 90 de grade împărțit la 3, 30 de grade. Dacă ne încadrăm în triunghiul ABC, măsura unghiului A este de 90 de grade, măsura unghiului C, care am văzut că am notat-o cu X grade, este egală cu 30 de grade și atunci, conform teoremei unghiului de 30 de grade, cateta opusă unghiului de 30 de grade este jumătate din ipotenuză. Deci, opusă unghiului de 30 de grade, unghiului C, este cateta AB egală cu ipotenuză pe 2, adică BC supra 2. De unde rezultă faptul că BC este egal cu 2 ori AB, adică egal cu 2 ori 4 cm din ipoteză, deci BC va fi egal cu 8 cm. Deci răspunsul la această problemă este C-ul. Cei doi copii vă propun să rezolvați și următoarea problemă, dată tot la evaluarea națională din clasa 8-a în anul 2022. Vă mulțumesc pentru atenție, pe data viitoare!